A explorația mea personală, nici un pic de artă n-a apărut, dar nu face nimic. Le susține simplu. Răile că vorba aceea, eu le cunosc cel mai bine. Da. Această explorație este închinată unei ființe luminoase și dragi, mie mamă. O ființă anonimă pentru ceilalți, chiar cunosc, dar ca idee esențială, fiecare din noi știe, simte ce înseamnă acest cuvânt. Cuvânt pentru mine suprem. Pentru că o cheamă Floarea și titlul acestei expoziții este amintirea unei flori. Din același motiv, expoziția de azi are, în general, subiecte florale și mai puțin peisaje și compoziții. Lucrările sunt executate în ulei, acoarelă și pastel. Și de asemenea, am folosit colajul în câteva lucrări în tehnică mai modernă, amintind chiar de cubism. Doresc să vă placă această expoziție. Vă mulțumesc pentru participare. De pe timpul meu, domnul Stănescu, nu știe că eu îi datorez lui, pentru că nu are de unde să știe, destinul meu în viață, pictura. Tatăl meu, până în viață, tatăl meu, când am dat examenul la liceu, pentru că am luat 8.50, se vedea în două etape examen. Prima etapă era eliminatorie. Da. Și am luat la desen specialitate 8.50 copilul liceului. Tata și mama, mă, dar ce-ai pierdut 4 ani de zile acolo, dacă cei din afară au luat 10? Tata, supărat, s-a dus să-ți iau dosarul și te mut la Frați Buzești. Zici, făcut. Când s-a dus la domnul director Stănescu, n-a vrut să-i dea dosarul. Nu se poate. Eu nu vă dau la eleva să și am dosarul. Rămâne aici. E eleva noastră și va trece. Și așa a fost. Prezenția evoluția... Da. Așa că, dar de-abia acum știți, după 10 de ani, cât vă pot eu mulțumi. Și câți ori fi care la număr știți, copii da. Care își aduc aminte de ajutor. Dar... La liceu de artă, cu toate că de profesie sunt economist, m-am reîntors la prima iubire și v-am putut invita la o expoziție personală. Te rog frumos să prezenți și pe doamnele invitate. Și avem un care fac o oară. Da. Pe doamna Emilie Spas, care ne va cânta cu vocea ei. Și doamna Tudor. Rodica. Rodica. Care ne va încânta cu partea poetică de creatoare de poezii pline de substrat și transmit întreaga esență. Emoția vieții. Emoția vieții, da. Vă ascultăm cu drag.